Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale! Considerată una dintre lucrările cele mai remarcabile ale teatrului absurd universal, Rinocerii este prima piesă a marelui scriitor de limbă franceză de origine română, montată la Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava. Eugen Ionesco nu are cum să lipsească din repertoriul unui teatru care se respectă și își respectă publicul. El este dramaturgul ideal pentru o punere în scenă de către un regizor francez, Alain Timar, în România. Alain Timar este regizor, scenograf și director de teatru. Domnia sa conduce Teatrul de Zeu din Avignon, vestitul oraș gazdă al Festivalului Internațional de Teatru, unul dintre cele mai importante și mai vizibile evenimente contemporane dedicate artelor spectacolului din lume. Se poate spune că Alain Timah are o relație de durată cu Eugen Ionesco, pe care l-a mai montat de-a lungul carierei sale în diferite țări și versiuni lingvistice, franceză, maghiară, chineză sau engleză. Deținător a multiple premii și distinții onorifice, aflat acum într-un teatru care poartă numele altui dramaturg român care trăiește în Franța, Alantimah ne spune ce înseamnă să regizezi și să joci Rinocerii în 2018. După căderea blocului comunist din Europa și apariția globalizării unde economia de piață, via capitalismul triumfător și arrogant, își asumă locul întâi. Când lumea a devenit un supermarket unde orice poate fi vândut și cumpărat, chiar și oamenii. Când această piață aparține multinaționalelor dincolo de guverne, iar finanțiștii înnebunesc speculând sume virtuale colosale, și peste toate acestea un alt aspect al ideologiei totalitare și-a făcut apariția. Doar că într-un mod mai difuz, aproape invizibil. Noi stăpâni jonglează cu un soi de trucuri magice fără să-și arate fețele în timp ce dușmanul a devenit invizibil. Și toți, sau aproape toți, par aș fi însușit aceste noțiuni, condiționați fiind de un consumerism generalizat. Masele fascinate au construit un nou templu, acela al consumului cu ce mare, în care divinizează puterea banului și consumul de bunuri. Rinocerița se propagă în noi tăcută, cu tot cu efectele sale erozive. În acest context, toate personajele piesei sunt atinse de boală. Cu excepția lui Berenje, care conștientizează pericolul și se împotrivește. Iar dacă răul există, iar evidența nu putem nega, opusul său binele, trebuie și el să existe. Asta vrea luptătorul imposibilului, Berenger, să ne spună. El devine și simbolul luptei împotriva tuturor formelor de inumanitate, nedreptate și obscurantism. Fie că sunt individuale sau colective în interiorul ființei sale sau în societate. Berenger aduce un plus valorilor precum prietenia, relațiile sociale, dragostea. Reinventează umanismul pentru lumea obișnuită. El întrăznește să gândească, să reziste și să ne invite pe noi toți să facem la fel. Îl face asta nebun, iar dacă l-am urma, am devenit și noi nebuni? A afirmat regizorul Alain Timar. Din distribuția spectacolului de teatru rinocerii al Teatrului Municipal Matei Vișnec Suceava fac parte Răzvan Bănuț, Cătălin Ștefan Mândru, Delu Lucaci, Cristina Florea, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc, Diana Lazăr și Horia Butnaru.